Programul solicitant, dar și cursurile din domeniul administrației publice pe care le urmează la București și care îl determină să facă naveta. Acestea au fost justificările fostului director general al zonei libere, Mihai Miron, la cererea sa de a fi eliberat din această funcție și numit în postul de director adjunct. Solicitarea cu pricina, înaintată primarului Nicolae Barbu acum 2 zile, l-a determinat pe edilul municipiului să întocmească un proiect de hotărâre prin care să îl elibereze din funcție pe Miron Mihai și să îl numească director general interimar pe Răzvan Cuc. Proiectul a fost aprobat miercuri în unanimitate de cei 15 consilieri locali prezenți la ședința extraordinară. Articolul 1. Se aprobă eliberarea domnului Miron Mihai Gabriel din funcția de director general al SC Administrația Zonei Libere Giurgiu-SA. Constată vacantarea postului de director general al societății. Articolul 2. Domnul Cuc Răzvan Alexandru se numește în funcția de director general al SC Administrația Zonei Libere Giurgiu-SA. Articolul 3. Domnul Miron Mihai Gabriel se numește în funcția de director general adjunct al SC Administrația Zonei Libere Giurgiu-SA. Articolul 4. Actul constitutiv al societății se modifică în mod corespunzător. Pentru postul de director general al zonei libere Giurgiu, Consiliul Local va organiza în curând un concurs privind ocuparea acestei funcții.